Bună ziua, doamnelor și domnilor, vineri, după niște zile, bumba, din alea sănătoase să fie și zilele romanului și campanie electorală și... 15-1. Da. Bună ziua! Dan Vasiliu, din nou prezent aici la Roman 24 pentru Retrospectiva Săptămânii. Retrospectiva Săptămânii astăzi scurtuță în materie de știri, în ceea ce privește știrile, pentru că, așa cum spuneam, au început zilele romanului sunt și majoritatea știri. Evenimentelor. Da, știri, dar, sunt, dar din același domeniu și nu putem să vorbim de zilele romanului. Exact. E campanie electorală și nu o să vorbim despre campanie. Mergeți la vot pe 5 iunie. Nu, despre campanie, asta e... dar putem să luăm în discuție niște... Dacă ar fi după mine, aș lua în momentul ăsta proiectele fiecărui candidat, dar n-avem voie. Nu avem timp. Cum spun, dacă am luat toți candidații din Roman, nu sunt foarte mulți, cât sunt? 7. Sau 7, 7 așa. Dar nu avem acum... Sincer, nu știu pe toți 7. Habar n-am, nu știu vreo 3. Da, 4, hai. Da. Uite, o să facem într-o emisiune, dacă să punem ne vom pune la treabă, să analizăm la fiecare în parte punctual, ca să nu facem campanie. Dar sincer aș râde, înțelegi? Aș râde, pentru că sunt foarte multe propuneri, promisiuni pe proiectele ăstora. Mă bușește râsul, adică serios ei gândesc ce spun la un moment dat dintre ei. Nu reușesc să suntem încă tare în urmă. Am întâlnit pe cineva, eu am spus de câteva ori parcă și aici. Domnule, eu aș propune în respectarea într-un alt mod a punctului 8 de la Timișoara din 90. Da, așa, am rămas acolo, să nu fie votat nimeni care are peste 41 de ani. Dar asta mi-ai spus, deci, de 300 știu, de ori. Știu, nu. Și am spus cuiva care candidează, subliniem faptul că am văzut undeva într-o localitate o echipă până în 39 de ani. Și domnul respectiv a spus, nu s-a luat de experiență. A spus, dar ei cunosc pe cineva undeva mai sus, știu cum merg treburile. Okay, deci gândiți-vă că asta e ideea. Da. Pentru că acești tineri, în mod sigur, și așa ar trebui să fie condusă comunitatea, cum să spun, clar, pe proiecte, nu pe relații. Dar cine susține proiectele alea dacă nu e nicio relație? Dar nu e vorba, la banii europeni e vorba de a depune acel proiect. Da. Acum știu că undeva se mai trag banii europeni, dar până la banii europeni, echipa respectivă lucrează local cu finanțele pe care le are până la... Dar nu sunt... Europa câți bani ne poate da, Dan? În momentul de față sunt 20 de miliarde de euro care vor trebui absorbiți. Pe 500 de mii de localități care fiecare are probleme. Deci gândește că în 2007-2013 n-au fost cheltuiți toți banii care au fost la momentul aici respectiv. Înțeles, nu știu cât au fost, 10 miliarde, 20, 30, nu contează. N-au fost cheltuiți decât în anumite domenii au fost cheltuiți toți. Dacă vine o echipă tânără și care face, se apucă de proiectele astea, după aia are timp, investim bani europeni, are posibilitatea financiară să creeze oportunități pentru ca pe viitor să facă bani și așa mai departe. Deci e chestia că încă se merge, eu asta vreau să scot în evidență, faptul ăsta, dar ei pe cine cunosc? Corect. Dar respectivul, fii atent, respectivul care este în conducerea așa, n-a făcut nimic. Cunoscând. Bine, asta e altă poveste. Dar nu, haide să fie Cernea. O să-l dau exemplu pe omul ăsta cât se poate de mult. Remus Cernea, deși are niște idei bune, el merge pe niște idei de... Hai să încercăm să urcăm, să evoluăm și să sărim din standardele care sunt învechite și deși are niște idei bune, neavând relațiile politice potrivite, el e blocat. Dacă l-ajutăm noi... Știi că sunt acele petiții online sau acele nu au nicio valoare, nici măcar legal, asta știi foarte bine. Acele semnături strânse pentru, deci legea spune destul de clar. Nu. Cu un număr de semnături se poate iniția un proiect de deocamdată. Nu pe net. E o primă fază. Crede-mă că se va putea face treaba asta și de pe net. Vorbesc de Cernea în continuare. Are niște idei proaste, are niște idei bune. Dar dacă Cernea te sună pe tine și spune, băi, neamțule, la Roman am nevoie și de la Roman de semnături. Uite, ăsta e proiectul meu. Da. Tu ai ieșit să stai să strângi semnături pe proiectul lui? Da, dar mi-ar trebui o oră la fiecare om să lămuresc cine nu este Remus Cernea. Pe mine nu.
Pe tine nu, dar oamenii nu-l cunosc pentru că omul, neavând relațiile politice, da, trebuie să facem. De aici și discuția asta. Trebuie să facem să găsim pe oameni care achiesează la ideile lui. Eu sunt de acord, da, oameni tineri în politică, frate. De ce? Dar pentru că e bine că nu sunt încă tentați, nu sunt încă corupți, nu au relațiile potrivite, da? Dar nu acum. De ce? Pentru că în momentul ăsta, oamenii tineri în politică nu au relații, peste vreo 10 ani, da. Dar nu acum. Acum nu se poate. Eu nu cred că s-ar putea, echipă tânără, una la una, lipsește tot. Ei nu sunt crescuți ca politicieni. Sunt majoritatea oameni de afaceri care vor să-și facă și ei un nume. Fii atent, aici o chestie. Da, un nume, nu știu ce. Dar în politica locală, da, trebuie să fii, ce se spune prin campanie, aproape la toți candidații, se spunea, nu mai știu acum exact dacă se mai folosește, gospodari. Deci trebuie să ai viziunea cum drămuiești firniturile alea. Gospodar este un om care are o gospodărie și are 100 de ani. Ăla este un gospodar bun, care se descurcă cu puțin și un porc. Nu că se descurcă cu puțin, are reușit să crească. Pentru că, uite, vine cineva în primărie corect. Deci tu spui mie că gospodar e ăla care stă la mila altei comunități? Nu stă la mila altei comunități. Păi, dar tu spui mie că vin bani Europa. Europa îți dă bani, să dacă Europa îmi dă toți banii necesari, nu mai am nicio idee, nu-mi trebuie. De ce? Îmi dau ea să fac pentru orice. Tu ai băut ceva? Nu am băut nimic. Știu. Uite, în firma asta noi trebuie să improvizăm foarte mult. Da, pentru că e clar, echipamentele sunt scumpe și nu le... Să facem o televiziune de aia super meseriașă, cum au vezi prin filme pe la americani, ne-ar trebui miliarde de lei, da? Ei, atunci ce facem? Lucrăm și un om inteligent, gospodar, este cel care se descurcă cu ce are și urcă cu ce are, nu cu ce îi dau alții de porcă. Dacă ți le dau gata făcute, nu mai ești gospodar. Dar nu dă nimeni ești gata făcut. Fondurilor lor. Este vorba aici de tu abordezi greșit. Aici este vorba clar de existența unor bani pentru comunitate. Nu poți face nimic, da, fără bani. Corect. Și a apărut această sursă. Sunt surse bugetare, da, de la bugetul național și surse europene. Cele de la bugetul național au problema aceasta. Cât ți se aprobă, începe proiectul și sunt o grămadă de proiecte și în oraș și... Deci și în Roman avem Clubul Copiilor de pe Sucedava, da, de ani de zile, în comune, cămine culturale, sedii de primării, sedii de spitale, de dispensare, nu știu ce, au pornit, au primit aprobare, da, s-au făcut studii de fezabilitate, s-a început, s-a plătit primele lucrări, după care la buget a spus, opa, nu mai avem bani. Că banii se duc în altă parte, că s-au terminat banii de acolo, am zis că o să meargă, dar uite că nu merge, că a venit criza, că a venit altă problemă, că s-au dus la salarii pe nu știu ce, pe când banii europeni sunt strict. În momentul în care ai semnat și ai demarat proiectul ăla, știi că mergi până la capăt cu el, da, și respecti niște reguli clare. Nu este o pomană. Deci nu este o pomană. Uh-huh. Deci sunt niște bani care, până la urmă, banii ăștia pleacă de la noi și vin tot la noi, europeni. Dar vin strict. Spune, domnule, nu te apuci. Ai primit un euro pe proiectul care ai spus tu că îl faci. Nu faci altceva. Stai așa o clipă. Și uite așa apar parcuri în mijlocul câmpului cu 200 de băncuțe. De ce? Că s-a făcut un proiect de tot rahatul pe o idee de tot rahatul. Și Europa îți dă bani pentru că nu știe pe ce dă. Da? Se fac verificări. Ăla-i gospodar. Se fac verificări. Acum, e în felul următor. Băi, au făcut un proiect și, cum spun, proiectul pe parc cred că a fost cel mai ușor și a fost un specialist pe parcuri. E adevărat. Acum, de bun simț, primarul respectiv ar trebui să fie sancționat de către comunitate, să nu mai fie votat, pentru că a făcut un parc unde nu era nevoie. Dar, uite, sunt parcuri în anumite sate care sunt folosite... Dar el se poate lăuda că a atras finanțe europene? Domnule, pe mandatul meu am atras fonduri europene. Da, era da, o prostie. Da, dar europene, acolo... Frate. Bun, pe chestia asta, alte prostii cu fonduri europene, deci atrași de aiurea. Nu mă încântă cu nimic. Nu știi despre ce este vorba. Nu ești primar, ești administrator al unor fonduri care nici măcar nu ți aparțin. Primar ești atunci când din nimic faci un bici. Nu, se poate, nu se poate face treaba asta. Asta este o vorbă de aiurea. În momentul în care ești primar bun și ești gospodar bun, lucrezi cu oamenii, nu ești primar șef, ești primar lider. Implici pe cei din comunitate. Implici pe cei din comunitate și am revenit la cei tineri acum. Cei tineri implică, știu ce înseamnă voluntariatul, știu ce înseamnă scriere de proiecte. Tineri știu ce e voluntariat. Da. De știu. Care tineri vorbim? Deci vorbesc de cei până în 41 de ani.
care sunt patroni și stau într-un birou și îi pun pe mârleții de jos, pe minimul pe economie, să lucreze la ei în firmă, au făcut, mă îndoiesc. Acum nu putem să băgăm pe toți la mârleți. Eu știu ce să ia patronii. Nu, nu știi. Patronii este ăla care stă în birou, vine cu Q7-le, că dacă și-a făcut un chioșc și-a făcut imediat credit în bancă și-a luat Q7, da? Nu și vorbim de patroni. Nu vorbim de cocălari patroni. Vorbim de patroni adevărat, de oamenii care au pornit afaceri de la zero, de la nimic, au pornit cu bani împrumutați, au pornit cu cum să spun, cărând cu sarsanaua din Turcia în 90. Deci ăia sunt oameni care au găsit o lacună în legislație. Deci în momentul respectiv, în 90, nu găseai o grămadă de lucruri în comerțul socialist. Da. Fost socialist, okay, că nu mai era socialist. N-a fost ușor să te, cum să spun, să te duci cu sarsanaua plină cu anumite mărfuri în Turcia, să nu dormi, să dai șpagă la vameș, să știi cum să vorbești. Ilegal din prima. Dar, în fine, am înțeles ideea, da? Nu, asta era realitatea. Da, așa se făcea, corect. Așa. Și au venit cu marfa aici și au făcut... Deci au găsit nișa asta. Da. Dumnezeu, tu n-ai încercat cu țigări? Ba da, dar lasă ce scriu eu pe... Nu, că să citiți ce scrie el. Ce bătut a luat el de la poliția de frontieră. În urmă cu 16 ani. A trecut 16 ani? Mai bine de 16 ani. Habar n-am când. Cred că 20 de ani. 20 de ani. Eu eram tânăr. Mersi că... Da? Da. Deci, nu toți patroni... Deci, sunt puțini patroni și vor fi din ce în ce mai puțini patronii mârlăneți. Aia îi expulzăm din spațiul economic, îi îndreptăm sau îi expulzăm. Există lege, codul muncii și așa mai departe. Lumea trebuie să fie informată să știe ce drepturi are ca și angajat. Bun, dar ești de acord cu mine că a administra o firmă este una și a administra o comunitate este cu totul alta? Oamenii nu sunt angajați. Strict pe hârtie, în comunitate, nu strict pe hârtie este o afacere care trebuie să Și s-ar putea ca echipa cea tânără care vine consilier și asta, având mici afaceri, unul că are un chioșc, unul că are teren în arendă, nu știu ce afaceri au tinerii respectiv, dar s-ar putea tinerii respectiv să nu vină și să spună colegului lor care a ieșit primar, vreau o funcție în primărie. Și o să spună, uite că am făcut resurse umane și uite-te cum ar trebui să fie fișa postului pentru cei care lucrează. Ia fă o evaluare a lucrătorilor tăi din primărie. Că în primării găsești mulți care freacă menta. Oh. Bun. Am dreptate? Oh. Deci vezi ce ar însemna niște tineri și fără să vorbim de relații. Ar fi niște frecători de mentă, dar mai tineri. Nu frecători de mentă. Să-ți aduc aminte ce spunea ăla pe vă rog, votați-mă, nu-l votați pe ăla, votați-mă pe mine că vreau și eu să fiu viceprimar. Da, am râs. Domnul ăsta, dacă pe Facebook da? O chestie, o campanie. Nu mai votați secretara și ăilalți, pentru că uite, dacă ies eu viceprimar să fie fiică mea secretară și ficior mi jurist, ci lucrurile o să meargă minunat pentru ei. Dacă acum culmea ar fi să-l votezi și altcineva în afară de cei din familie. Pe ăla. E absolut bestial. Bun, gata cu campania. Romașcane. Apropo de excelența Romașcane, trebuie neapărat să mă iau de chestia asta. Vorbeam cu cineva de pe Facebook. Eu țin legătura cu oamenii pe Facebook. Da? Foarte bine. Când da? Scriu mie pe contul personal sau pe pagina noastră pe Roman24 online pe Facebook și chiar vă rog să o folosiți și mai mult, mă dorm mâinile răspunzând la mesaje pe pagina aia. Gala Excelenței Romașcane este un exercițiu de inutilitate. Cam asta ar fi concluzia celor de pe internet. E un exercițiu de inutilitate pe bani publici. Spune ceva că eu mă opresc strict ca pe o anumită bucățică. Gala asta a Excelenței Romașcane, din punctul meu de vedere, care este al meu personal, e faină pentru că se face recunoașterea unor valori într-un fel sau altul. Eu sunt pentru o palmă pe umăr, bravo, mai ai făcut o treabă bună. Deci sunt pentru chestia asta. Da. Omul funcționează pe bază de informație. Gala e cu un premiu și gala vine un plic. Cu premiu, un trofeu, da, un plic, dacă nu mă înșel, nu știu cât. Nu contează, 5 lei sau 500 de lei, nu contează. Da? Și s-au dat niște premii pe 10 categorii, câte 3 premii pe fiecare din cele 10 categorii și titluri acordate post-mortem cetățean de onoare pentru Nicolae Manolescu Strunga, al cărui bust a fost dezvăluit zilele trecute, și pentru inginerul Dan Marin, iarăși care a ridicat o serie de semne de întrebare.
Titlul de cetățean de onoare pentru Dan Marin. Îmi pare rău, a trecut la cele veșnice. Da, am discutat săptămâna trecută, nu mai abordez subiectul. Rămâne de spus, bineînțeles s-a ridicat întrebarea bună, dar de ce au ieșit oamenii ăștia care au luat premii așa de mult în evidență încât să fie... Mă, au făcut una alta, dar eu mă leg de colegii din presă. A, vroiam să ajung și aici. Am zis că hai să nu începem cu răutățile din prima știință. Nu e răutate, dar fiind poate în presă, cred că putem să discutăm despre presă. Da, bun. Mai din interiorul problemei, da? Hai să încercăm să păstrăm la nivel profesional totuși, da? Să nu, absolut. Nu. Dar nu în jur, nu vorbesc curând, nu mai iau. Are ce căuta presa aici? Să fie premiată în primul rând de putere? De cei aflați la conducere? E un fel de... Luați-mă niște bani, m-aș... Cei care au fost premiați au făcut un material. Deci ar trebui premiat pentru un material sau pentru o activitate, pentru un proiect, pentru o emisiune care face să îmbunătățească viața romașcanilor. Ok, da. Deci să campanii de ajutorare a unor oameni aflați în dificultate. Da, aici nu e vorba de campanii, este vorba de excelență. Mă refer la ca emisiune, ca și jurnalist. Ce fac? Semnalez, cum se zice corect? Semnalez, da. O problemă. Ok. Sesizez o problemă. Da, am înțeles ideea. Și atunci, și cum să spun, și în urma sesizării mele, da, autoritatea locală nu mă înjură, ci ia măsuri și îndreaptă lucrul respectiv. Da. Pentru că nu l-a știut sau nu l-a avut în vedere dintr-o anumită... Că autoritatea locală, deci asta trebuie să facă presa. Presa nu trebuie să fie gazetă de perete. Mă, și gazeta de perete era un tip de presă la vremea respectivă. Era un tip de presă la vremea respectivă, așa da, așa nu, cu o cenzură, cu nu știu ce. Deci aici, iarăși, e chestia asta. Dom'le, ai făcut o emisiune, ai făcut ceva care să ducă la respectarea legii, educația cetățenilor, informarea cetățenilor, nu educație. Că educație lăsăm pe școală și nu pot ca presă, pot să sesizez o anumită chestie și lumea da. Să citească și după aia să vadă mai departe. Deci aici e o chestie, sunt niște firmituri din mâna puterii aruncate și ciocumic. Eu mă gândesc că, uite, oamenii sesizează, se gândesc la presa locală în două moduri. Ori aia servită puterii, ori e cea, sau hai cum să zic, ca să nu mă iau totuși. Sunt cei care zic multe rău, da, zic de rău de toată lumea și cei care pupă în fund pe toată lumea, dar normal presa ar trebui să aibă cu totul altă menire, exact, și anume să sesizeze într-adevăr și să încerce să urmărească rezolvarea situației respective. Exact. Am observat o chestie chiar azi dimineață, înainte de a intra în emisie pe Facebook. Cineva care tot, cum să spun, sesizează toate greșelile făcute de autoritățile locale, nu știu ce problemă a sesizat. Chestia e că nu ești un romașcan bun, scrie cineva. Da. Și atunci eu scriu, un romașcan bun este acela care... Da, am înțeles arată... unde mergi. Corect. Deci, cum să spun, dacă tu arunci chiștocul de țigară pe jos... Nu fac și, eu și, asta, și da. Eu îți fac observație. Da. Sunt dușmanul tău? Pe moment. Pe moment. Dar e... Da, ok. Am ceva cu tine? Da, dar nici n-ai făcut nimic, să arunci un coș de gunoi. Mai aproape de, zic de mine... Deci, da, ați înțeles? Deci ieri... facem observații, ăsta este rolul presei. Rolul presei. Dom'le, arătăm, uite, asta e situația. Rolul presei este să arate lucrurile așa cum sunt ele. Da, clar că trece prin filtru minții noastre, comportamentului nostru și poți să aibă o parte pătimașă sau o parte subiectivă. Da. Dar... Cine vorbește de presă? Eu care n-am nicio legătură cu presa. Mie îmi place că aici ai chestia. Intrăm pe Facebook, deja ești în presă. Eu urmăresc mediul online este presă. Eu nu fac altceva decât să urmăresc feedback-ul și văd o chestie absolut superbă. În toate cele 7 ediții ale Galei Excelenței Romașcane, pe care am zis, o aprob parțial, pentru că într-adevăr e bine din când în când să spui bravo, mă, faci o treabă bună. De obicei șefii, patronii nu fac chestia asta, se abțin
vin de la bravo, m-ați făcut o treabă bună. Nu știu, parcă le e rușine să spună angajaților treaba asta. Nu, nu, sunt. Dar sunt, e bine că când în când, măcar o dată anual, se întâmplă treaba asta. E, ce vroiam să spun de fapt? Există persoane în roman care nu sunt cunoscute. Nu sunt Iancu Wexler, nu sunt, nu știu, Manulescu Strunga. Sunt persoane mai puțin, nu sunt Dan Marin, sunt persoane mai puțin cunoscute și care totuși fac foarte bine acestui oraș. Și nu de punct de vedere economic, ci măcar din punct de vedere al promovării. Da. Urmând o idee, și acum o să fiu, știu că o să trag spuza pe turta noastră a Roman 24 cumva, dar trebuie să spun și treaba asta și fără pic de invidie, vă rog să mă credeți, nu ne așteptăm la absolut nimic, ne facem treaba cu pasiune, cu dăruire, ne certăm ca chiori între noi și treaba merge bine, tocmai pentru că există o comunicare chiar și la modul zbirat. Preluând o idee de pe internet, pentru că acolo ne desfășurăm activitatea, am început să prezentăm orașul în videouri. Tu știi foarte bine că ești aici. Și le vezi. Și feedback-ul care vine din străinătate este superb, este fantastic. Este ceva extraordinar să vezi că mii de oameni îți mulțumesc pentru niște imagini luate din mașină. Nu este o noutate, n-am inventat apa caldă, nici măcar ideea noastră. Nimic. Pur și simplu orașul văzut la pas. Este el, da? Din mașină, dar la... Romanul pe internet, așa cum era sloganul nostru într-o perioadă, înainte de a trece, Romanul e peste tot. Roman 24 este peste tot. Ideea nu este a noastră. N-am inventat apa caldă, n-am inventat gaura din covrig. Cu siguranță altcineva a făcut-o înainte, poate mai artistic, poate mai frumos, poate... E, omul ăla care a făcut mai frumosul, mai artistic și a prezentat orașul și a atras zeci de mii de vizualizări pe internet, evident, și probabil doi oameni care au trecut prin vizită, prin Roman în vizită. Omul ăla n-ar trebui premiat? Cel care a venit cu ideea, bă, hai să promovăm Romanul. Da, acum cine este premiat? Bănuiesc că este o comisie care face o analiză a tuturor domeniilor de activitate, stabilește din timp util care sunt domeniile în care se acționează și după aceea se face o selecție a celor care trebuie să fie premiați. Acum, altcineva, presa, da, mediul online, da, ar trebui să facă să ajungă la acea comisie. Corect, numele și activitatea acelor persoane. Deci acum, sunt romașcani care nu lucrează în presă, probabil sudori sau eu știu ce naiba, lucrează pe unde, nu au treabă cu presa, nici măcar nu au treabă cu ședințele de Consiliu Local, nici măcar s-ar putea să nu fie intrat vreodată în viața lor în primărie și care totuși au făcut la capitolul imagine pentru Roman mai mult decât a făcut biroul care se ocupă de capitolul imagine. Da, și da. Nu de puține ori auzim în presa, atât locală cât și cea centrală, un elev de clasa 8-a de la nu știu unde a făcut un clip de promovare a României care a devenit viral făcând râs astfel Ministerul Turismului. Da. Se vede. De ce? Pentru că făcând de acasă o chestiuță de genul ăsta, cu fonduri puține, adică hai scuză-mă, faci un clip de prezentare al României care a costat cât? 4 milioane de euro parcă sau cât a costat la vremea respectivă? Da. O chestiuță pe care orice student la sau elev de liceu ar fi putut să o facă cu 500 de lei. Sau cu un milion de euro. Sau cu un milion de euro. Sau cu 500. Dar i-ar fi meritat. Și ar fi meritat. Sunt clipuri absolut bestiale. Da, acum, contractele care vin de la stat pentru asemenea chestii se dau și alea pe anumite criterii rigide și pe anumite criterii de cumătri. Dar n-ar trebui totuși să... Și ar trebui acele persoane să fie premiate, scoase în evidență. Toate oamenii să nu vrea să iasă în evidență. Pur și simplu a făcut, a simțit, a fost, poate la unii a fost o inspirație de moment, poate la unii e munca de mulți ani în domeniul fotografic, în domeniul acesta al filmării, ca și amator. Da, domnule, am ieșit de la muncă și am filmat. România nu recrutează talente. Mie mi-e clar, pentru că dacă s-ar fi întâmplat în Statele Unite ca un puștache de clasa a doua sau a treia sau a cincea sau a opta sau a zecea să facă un clip de 5 minute de prezentare a Statelor Unite atât de bun încât să devină viral pe internet și să fie mai urmărit decât clipul oficial al Statelor Unite, l-ar fi recrutat cineva. În mod sigur, în mediul privat. În mediul privat, probabil. Da. Bă, frate, mi-a plăcut cum lucrezi. Vino la noi. Uite, ăștia cu roboții, de exemplu, de pe net, care au fost, nu știu dacă mai ții minte, roboți.
Da, da, da. O roboții, da? Da. După 5-6 episoade din porcărioara aia, care prostii oră de 2 minute, dacă stai și te gândești, de animație de 2 minute și se vorbea deja că Adobe i-a încercat să-i recruteze sau a încercat să-i... Da, acum nu știu cât îți povești, cât îți asta, dar au făcut o treabă cu România, multe vizualizări nu, și... Nu prea caută talente, nu știu cum să spun. Apar emisiuni, românii au talent. Românii au talent, dar aia care se duc acolo, că în rest nu merge nimeni la recrutat prin țară talente. Toți așteaptă să meargă spre București. Au și mers aici... cu caravana la recrutat și prin orașele din Iași. Vorbim în continuare de Gala Excelenței. Mai avem de vorbit pe Gala Excelenței. Mie, am zis punctul meu de vedere. La Gala Excelenței mai ai o știre pe care ar fi bine să o vedem. Gala Excelenței, ce treabă are cu Gala Excelenței? Gala Excelenței. În zilele Romanului. Nu e întrebare în Gala Excelenței? La sport? Da, uite, o întrebare foarte bună. Da. Dan Stănescu. Dan Stănescu, campion mondial la flotări. Și nu odată. Și atenție, nu-i problema, nu-i campion, nu. Nu e campion mondial. El e campion mondial. Este. Dar e un model și ceea ce vrea el să promoveze. Cum spunea Radu Valahu, de la tablă la tabletă. Da. Deci, chestia asta, Dan sportul. Stănescu. Hai să vedem știrea și după aceea discutăm pe partea asta, da? Ne întoarcem imediat după ce îl vedem pe Dan Stănescu cu recordul mondial la flotări. Doi mari campioni au fost prezenți astăzi la școala gimnazială Vasile Alexandrii pentru a transmite invitația provocare tuturor elevilor de a participa la show-ul programat pentru vineri 20 mai în centrul municipiului la statuie. Campionul mondial la flotări, romașcanul Dan Stănescu, împreună cu cel mai puternic român, Radu Valahu, au discutat cu elevii despre necesitatea mișcării a exercițiului sportiv și rolul acestora în dezvoltarea unei personalități puternice. Exact. Eu la vârsta voastră cam câți ani aveți aici? Câți ani? De ce? De ce aveam de trebuie de performanță? Deci totul se face cu muncă. Latinul spunea mensana in corpore sana. Ce înseamnă mensana? Fie sănătos, în corp sănătos. În corp sănătos. In corpore parosan, e valabil la mine? Ok. Asta înseamnă. Cine știe etimologia de sport? Ce înseamnă interativele pentru sport? Vorbeam de limba latină, mă dau indice. Din latină este portare, adică a te porta, nu a te deporta, nu a te deporta, adică a ieși din pereți, a te duce afară și a face sport. Da, în primul rând vă mulțumesc că ați venit aici. Noi am venit în fața dumneavoastră să aducem un mesaj pro sport și mai puțin benefic pentru calculatoare, pentru că sunteți câteodată prizonieri într-o lume virtuală și încercați să extrapolați în altceva decât în real. De asemenea, suntem convins că foarte mulți dintre voi practicați sportul. Sportul nu contează ca și ramură, contează doar să fie aplicat, indiferent de ramură. Că este atletism, că este sport de contact, că trebuie să învățăm să facem mișcare și în același timp să fim inteligenți și să avem latura pe play-ului dezvoltat. Asta înseamnă să fim cât mai corecți posibil și cât mai conștienți că avem doar clipa care pe. În latină se spune carpe diem, trăiești clipa. În viață e bine ca să ai un concurent foarte puternic, care va fi mereu și va fi constant propria persoană. Deci încearcă să te autodepășești dacă dorești să faci ceva, să ai realizări. În această măsură există o problemă în ceea ce privește aplicarea spre literatură, spre cultură. E foarte important să citiți o carte în care o să vedeți un alt punct de vedere al autorului, mult mai pragmatic, mult mai dezvoltat din punct de vedere literar, o să vă ajute la comunicare și probabil o să găsiți idei care o să vă coordoneze în viață. Care e definiția inteligenței, Pedro? Definește-o cât poți de simplu. Ce înseamnă inteligență? N-ați învățat la școală, să ziceți. Există Wikipedia. Nu acum, nu vă uitați acum, că vă dau 2 și vă trimit
Era să zic în bancă. Ești mai aproape. Înseamnă capacitatea de adaptare la ceva nou. Asta înseamnă inteligență. Inteligența înseamnă nu violență. Mesajul meu pentru voi este să fiți inteligenți. De asta există sport. Nu există șmecherie. Există competiții sportive de contact și există sporturi de echipă. Dan Stănescu a făcut o demonstrație de forță executând flotări cu un elev în spate, în timp ce Radu Valahu, cunoscut și drept Hercule din Carpați, a ridicat deasupra capului cu o singură mână un puști din primul rând. Vorbele campionilor și mai ales demonstrațiile de forță i-au convins pe elevi să execute pe loc câteva flotări și au promis că vor fi prezenți vineri la ora 15:30 în piața Roman Vodă pentru a stabili împreună un record mondial la flotări. Record mondial la flotări, Dan Stănescu, știm foarte bine, l-am avut invitat și aici la Roman 24 într-o perioadă la emisiunea Spotlight, pe vremea când încă mai exista. Cum spunea și Radu Valahu ieri, am urmărit un scurt interviu cu el, spunea că oamenii, în general, când văd o persoană de genul ăsta, îl și etichetează, ăla e prost ca noaptea. Eu am plecat cu aceeași idee preconcepută când l-am avut invitat pe Dan Stănescu. Am zis, mă, ăsta o să fie o emisiune foarte scurtă. Și, spre rușinea mea, trebuie să spun că m-a făcut praf. Dar omul ăsta a citit vagoane de cărți. M-a făcut praf, frate? A citit vagoane de cărți. Deci omul ăsta este recordman mondial la flotări și cred că și el a citit. Poate sunt șoareci de bibliotecă, dar a citit extraordinar de mult. Deci dacă cât, există un exemplu... Poate cât a citit o generație întreagă de elevi de liceu. Clar. Dacă există un exemplu atât de mai subapreciat, un exemplu pozitiv, mai subapreciat decât Dan Stănescu, vă rog să mi-l arătați. Că nu cred că există. El ar trebui să fie un exemplu adus, purtat prin clase, în fiecare zi câte o clasă. Da, da, ar fi o soluție, pentru că o idee. Promovează un stil de viață sănătos. Absolut. Promovează sportul ca activitate, nu, bă, frate, să facem brandul mare. Nu, să te menții, să nu mori bolnav. Da? Da, și echilibru. În timp ce îți face 2000 de flotări, îți citează din gâte. Adică, nu știu dacă înțelegeți. Deci, filozofie, echilibru, nici n-am cuvinte să... Păi, e greu să-l definești pe Dan Stănescu. Da, da. Și el și Radu Valahu, ieri la școala gimnazială Vasile Alexandri, au fost prezenți, trebuiau pentru 10 minute și au stat mai mult de jumătate de oră, copiii au tăbărât pe ei, pe Radu Valahu ca vedetă națională, cu Dan Stănescu au făcut flotări vreo 50 de copilași acolo, imediat s-au așezat și-au făcut flotări fără să fie împinși de la spate de profesori. Da, 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 da. Că, băi, băieți, vreți să faceți flotări? Te-ai acolo cu Dan. Și erau grămadă. Au vorbit, Radu Valahu a vorbit despre mâncare sănătoasă, despre pericolul care reprezintă fast food-ul și a spus, domnule, mănânc și eu la fast food, dar trebuie să știu
cât? O dată pe lună, o dată... Să-și ardă chestiile alea la final, probabil că el își face niște calcule. Cum să spun, Radu Valahu ar putea să mănânce la fast food zilnic. Crezi tu? La cât efort face și cum arde. Asta, deci pentru el nu e o problemă. Dar e conștient treaba asta și totul este măsurat și cântărit și cumpătat în situația aceasta a bunei alimentații. Pentru că a fost ieri Revolution Food Day. N-am idee de ce vorbești. Ceva pe la Iași se întâmplă. Nu știu de ce e vorba. Da, ieri, fine, astăzi, da. Așa, Dan Stănescu și cu Radu Valahu au fost prin două școli ieri, astăzi ar trebui să ajungă pe la Liceul Vasile Sav și cred că pe la școala Calistra Hogaș, pentru a promova evenimentul care va avea loc la ora 3:30. Hai să folosim prezentul, pentru că emisiunea asta va fi difuzată. O dată, imediat. Care are loc acum. Deci ar trebui să ne apucăm noi să facem câteva. Sărbători. Așa am zis. Nu, o să merg în piață. Pe cuvânt onoare, merg în piață și fac... Foarte bine. Eu am bine, nu știu dacă pot să fac 10 flotări cum vrea Dan Stănescu. Faci cu el în spate. Sau face el cu tine în spate și te cu... A făcut flotări cu un tânăr de 90 ceva de kilograme ieri. O demonstrație care a fost deliciu copiilor. Radu Valahu a luat un copilaj de clasa 5 într-o singură mână. Fine, era subțirel, dar acum cât era el de subțirel, n-aș fi putut face eu cu amândouă mâini. Acum, da. Să... Lasă. Da. Deci, în piața Roman Vodă, flotări, aici va face, Dan Stănescu va face un record mondial. Mă, dacă nu face la numărul de flotări, cu siguranță o să facă la numărul de persoane făcând flotări în același timp. Aici e dorința mea și a lui și a mea. Ce zici, o să facă primarul 5 flotări? Primarul? Nu știu dacă o să facă. Dar el de obicei vine la evenimentele genul ăsta și... Dacă vine, bănuiesc, o să facă un scandăber cu Valahu. La flotări nu știu deci dacă aș muri să-l văd cu 5 flotări, înțelegi? Mă, acum în campanie, știi... îl fac de toate. Păi exact asta, aș vrea să văd cam de jos poți să, nu neapărat nu, că el, nu da? Jos, ar fi un exemplu candidaților, știi? Ar fi un exemplu și iar și ar fi un exemplu numai, da, lăsăm. Să nu întrebări. Așa. Deci, flotări și asta am vrea. Dacă nu reușim astăzi, acum, să facem un record mondial ca număr de persoane care fac odată flotări, nu abandonăm ideea. Dar nu știu câte sunt, că nu știu care e recordul, dacă există. Nu știu dacă există recordul. Deci, din ceea ce știu eu, nu ar exista un record cu un număr de persoane care fac odată flotări. Deci, practic, și doi. Și doi. Teoretic, da. Deja este un record mondial de ieri la școala numărul 1. Da, unde au făcut de copii. Aproape 50 de copii flotări. Bine, deci, plus facem treaba și la Bacău am văzut un fel de flash mob făcut de Dan Stănescu. Pe la bastonul de mareșal. Da. Cum? Ce? Bastonul de mareșal se cheamă. Da? Căutați-l pe internet, pe YouTube, să-l vedeți pe Dan Stănescu. În caz că nu, atât cum vorbește, invitat la Spotlight pe vremuri, la emisiunea aici la Roman 24. Căutați-l pe internet ca să vedeți modul în care trage de pământ. O să ajungă să se facă glume și despre el ca despre Chuck Norris. Și Dan Stănescu nu face flotări împingând. Da, a zis Vala cu ceva ieri. Că... el împinge pământul în jos. Da, că Dan Stănescu a făcut toate flotările, de noi a mai rămas nimic lui Chuck Norris. Chuck Norris ceva da. De genul ăsta. Bă, când se faci 2000 de flotări într-o oră, eu nu pot să-mi dau seama. Face. Am fost lângă el, le-am numărat. O oră, zic bine? În 50 de minute. În 50 de minute, eu nu pot să-mi dau seama. Cum rău... Nu, e cu pauză, e... Băi, am înțeles cu pauză și altele, dar... Eu nu pot să ridic lingura la gură de 2000 de ui în 50 de minute, adică... Și smâncău de felul meu. Se vede cât e de... Mulțumesc. A face sport, de asta e așa subțire. Putem să facem orice. Și când te gândești că emisiunea asta retrospectivă trebuia să fie, a fost gândită ca una serioasă, normală, în care prezentăm informațiile astea. N-am vorbit serios? Ba da, dacă suntem deci, un fel de Răzvan și Dani. Au. Eu zic la emisiunea respectivă, zic emisiunea lui Oprișan. Și are invitat pe Răzvan. E cel care vine lunea, miercurea și vinerea în emisiune. Și da, acum am înțeles. Sindicaliștii sunt învrăjbiți din cauza salariilor inechitabile, spune titlul următoarei știri.
Lider, iar te iei de lider, iar te iei de sindicate, tu ai o problemă cu sindicatele, cu... te mai ai o problemă? Ți-a trecut? Am o problemă. N-am nicio problemă cu sindicatele, dar e chestia să-și facă treaba și să vadă și, într-adevăr, să facă ceva care să fie să ducă la ceva bun pe termen lung pentru membrii sindicatului respectiv. Uite, ci că să zbucem ăștia din teritoriu să facă demersuri pe lângă parlamentari pentru a obține dreptul la pensionare anticipată a celor care au lucrat în condiții grele de muncă și cărora li s-a luat grupa întâi de muncă. Ai fost prin fabricile din Roman? Care, fabricile care au fost, când mai, care când au fost maică-mea la chimie, am fost pe acolo, dar eram țingău, aveam 6 ani. Uite, la chimie n-aș putea să spun ce condiții au fost, dar Fontaxul, turnătoria. Turnătoria, Fontaxul. La turnătorie n-am fost. De, acolo era un loc de muncă foarte bine plătit. Da, dar era și periculos. Se ieșea la pensie la 50 de ani. Deci, okay. Deci vă dați seama ce... Dar, din păcate... nu ajungeau toți la 50 de ani. Mai vreau când din... silicoză. Da, okay, deci... dar și condițiile... Acum, scuză-mă, că sunt fabrici în lumea asta în care se lucrează în turnătorie și oamenii trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. De ce? Pentru că pe lângă... Pe lângă echipamentele de acolo au venit niște norme de siguranță. Da. Pe care România nu le-a cunoscut o perioadă îndelungată. Aici e o problemă. Norme de protecție a muncii, reguli de protecție a muncii, instrucțiuni de protecție a muncii au existat. Dar nu le ia românul în seamă. Dar nu le-a luat în seamă românul. Deci, după aceea te plângi la 50 de ani că mor de silicoză. Da. Încă plătim prețul lorii... Bun, atunci muncitorii ăștia care își cer ei salarii mai mari, de ce cer salarii mai mari de vreme ce ei sunt proprii vinovați? Nu, sunt răspunzători pe ce nu, se întâmplă. Este o situație întâlnită destul de des și la care nu am găsit o rezolvare directă, clară, de aceea am spus și mai spun vinovați și ar trebui să deja să aibă amanetate pensiile inspectorii de la inspectoratele teritoriale de muncă. Da. Pentru că nu și-au făcut datoria. Okay. Deci ei au intrat în fabrici, au intrat peste tot, în toate locurile de muncă dintr-un județ, dintr-o localitate și au fost cochelari de cal. Adică au intrat undeva la un loc de muncă, au văzut 5 angajați, au văzut că toți lucrează și clar pe contractul de muncă scria că lucrează cu 2 ore sau 4 ore și aia lucrau 10-12 ore, că nu putea să desfășoare activitatea, deci o chestie care se lega logic. Da. Cum poți să desfășori, să ai tu firmă cu angajații ăștia care lucrează mai 2 ore? Pe unde ți-e profitul tău? Unde poți să faci tu în 2 ore toate treburile astea? Așa. Chestii logice. Sau să intri într-un magazin non-stop, să știi că sunt 3 angajați și după aia te întrebi... Să nu te întrebi, tu ca inspector, stai așa o clipă, matematic, și mulți ingineri din inspectorii de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, 3 angajați într-un magazin non-stop, câte ore lucrează pe lună? Câte ore suplimentare fac? Au liberele cuvenite prin lege? Deci aici e o chestie. Deci nu pot să dau vina pe muncitori 100%. Nu 100%, evident. Pentru că îmi povestea cineva care a lucrat ca sudor, că era undeva pe un șantier în sudul țării și a trebuit să intre într-un șanț cu apă să sudeze, da. Sudură electrică. Era apa până la brâu și șeful respectiv de șantier, patron sau ce era respectiv, așa, i-a spus, hai, intră, dacă nu, chemăm pe altcineva, ți-ai catrafus și pleci. Cineva o să vrea să lucreze în locul tău, da. Cineva o să vrea să lucreze în locul tău. Omul fusese pe tușă câțiva ani, avea nevoie de locul de muncă respectiv, avea facturi de plătit, datorii de plătit, a intrat și a spus, domnule, n-aș mai face treaba asta în momentul de față, din momentul de față, niciodată. Pentru că știu că am fost întâlnită și moartă. Stăpânitorii de sclavi, de care vorbeam de la bun început. Și de la bun început am spus că făcându-i pe muncitor să cunoască legea, să-și cunoască drepturile. Bă, dar omul își cunoaște legea, nu-l protejează cu nimic când patronul îl dă cu șutele bun de afară. Ba da. Îl protejează pentru că dacă angajații respectiv spun stop, în condițiile astea noi nu lucrăm. Angajatul sau angajații, respectiv dintr-o firmă, da. Spun în condițiile astea noi nu lucrăm. Păi da,
și anunță organele competente, adică Inspectoratul Teritorial de Muncă. Dar ei rămân în continuare fără serviciu. Nu rămân. Ce? Fără serviciu. Da, nu, pentru că dacă îl dă afară pe un... Deci, uitați-vă în hotărârile date în conflictele de muncă de către instanță. În cele mai multe cazuri, instanța dă dreptate angajatului. Corect. Și de ce dă dreptate angajatului? Pentru că judecătorii își dau seama. Dom'le, dacă eu sunt angajat într-o firmă, nu pot eu să... să pun condiții angajatorului, ce angajatorul poate să... Până dă instanța verdictul ăsta în favoarea angajatului, el din ce trăiește? Nu înțeleg. Că nu, instanța nu lucrează. M-a dat șef afară, da, în 10 minute mă rezolvă instanța. Nu, durează luni. Nimic nu se rezolvă pe loc. Nici măcar o extracție de măsere. Mă dă afară, frate, m-a dat afară, eu voi câștiga în instanță. Ăla va fi obligat să plătească și se va gândi... Că dacă aveam, mă plătea din prima. Nu e vorba numai de plătit și de siguranță. Deci am văzut om care a venit la un loc de muncă, s-a suit pe macaracă și firma respectivă avea nevoie de macaragiu. Da. S-a suit pe macara pentru probă, da? S-a dat jos și a spus să lucreze dracul la voi. Pe macaraua asta eu nu-mi pun viața în pericol. Și firma respectivă a luat până la urmă niște măsuri pentru a repara acea macara și pentru a proteja viața, pentru a respecta regulile de securitate, sănătate în muncă. Despre asta este vorba. Și oamenii trebuie să gândească... Domnule, atunci ce fac? Pentru că voi fi un an de zile până dă instanța, sau doi ani de zile până dă instanța o hotărâre, voi fi pe tușă, sau stau și mai muncesc, nu dau în judecată, nu spun nimic și s-ar putea ca peste un an, doi sau peste trei ani să fiu sub pământ din cauza unui accident provocat la locul de muncă de nerespectarea regulilor de către angajator. Ok. Și atunci ce am făcut eu pentru familia mea? Ce am făcut pentru mine? E un punct de vedere foarte... Deci să gândim pe termen lung. Da, procesele durează, dar nu durează la infinit. Și nici noi, dar durăm mai mult decât un proces de 2 ani. Nu și când ești rupt în gură de foame. Găsești de lucru. Și hai să mai dau o știre pe chestia asta. La Timișoara șomajul este pe minus și spuneau ministrul economiei și câțiva oameni de afaceri de acolo că mai au nevoie în Timișoara de 20.000 de oameni. Așa e, de 2.000. 2000? 2000. Eu am auzit 20.000. Poate 2000. 2000 oricum e, scuze. 2000. Domnule, acum ce să spun, moldovenii mei, ne suim iarăși în tren? Trenul oamenii a funcționat. A mai mers. Da. Deci Brașov, Iașov, Timișoara, iarăși moldoveni. Da. A început de ieri să cadă câte un moldovean pe stradă. Da. Că îi recunoșteai după castofonul care îl purtau pe umeri. Dacă moldovenii erau 30... harnici, lucrau în Moldova. Nu. Am avut știre și statisticile arată că moldovenii, zona Moldovei, rămân locuri de muncă neocupate. Parte pentru că sunt plătite foarte prost, parte că sunt extenuante și parte că oamenii nu le vor. Da, se duc acolo și fac figură bună. Și la Brașov și la Se duc în altă parte și muncesc foarte bine. Nu le place aici. Este o problemă de abordare și încă ceva. Atenție, în momentul în care se semnează un contract de muncă aici, în Moldova noastră cea frumoasă și în Banat, același contract de muncă cu același post, cod, da? Așa? E mai bine plătit acolo. Nu, dar bine, și chiriile sunt mai mari, dar și prețurile sunt mai mari. Da. Un investitor care are mai multe marketuri, supermarketuri în țară, povestea dirigintele de șantier sau responsabil, managerul de proiect, povestea că a urmat procedura clasică la deschiderea respectivului supermarket cu toți pașii pentru autorizare, construire, aprobări, tot așa. La un moment dat vine etapa în care intră în echipa HR în acțiune pentru a strânge CV-urile pentru angajare, pentru a organiza interviul și așa mai departe. Deci, înainte de a se termina lucrarea, nu că facem pentru că urmează școlarizare, urmează perfecțiunea și așa mai departe. S-au trezit că se încheia etapa de strângere a CV-urilor și aveau în Timișoara 3 CV-uri.
Au trebuit să facă relocare pentru a putea fi la termenul care magazinul era gata să fie cu angajații în el. Pentru că dacă în 1999-2000 cineva îmi spunea, domnule, vezi că aici la noi în Roman, la standul lucrează numai tineri. Da, da. Erau fete tinere, știi? Fete tinere. Așa, la acei patroni cocălari poate fete mulți. Fete tinere, da. Special chiar. Da, e, spunea, în Ardeal, muncile astea necalificate și prost plătite, deci vânzători la stand, erau făcute de oameni care erau aproape de pensie și nu mai aveau posibilitatea să angajeze în altă parte. Da. Deci în 99-2000. Deci și ei au evoluat oricum în momentul în care am trecut de la Bicaz spre Lacul Roșu, am intrat într-o lume civilizată, într-o altă țară. Mai civilizată. Într-o zonă Transilvania legată de vestul Europei. Deci legată de Europa. Da, influențele se văd. Deci atâta vreme cât nu au vrut autoritățile să facă autostradă care să lege Carpații, Moldova de Transilvania și nici regatul, Muntenia de Transilvania. Nu există autostradă care să treacă munții. În momentul în care s-ar face autostradă respectivă, ai vedea că ar veni și în partea asta investitori. Da. Deci aici e chestia. Aleșii noștri s-au umplut de bani pe șpăci, pe nu știu ce, pe mișmașuri și aranjamente proprii și trebuie să despară aceste lucruri și n-au avut niciodată viziunea pe termen lung. Bineînțeles. Și uite, încă un exemplu de dat și cred că Romanul se apropie de exemplul ăsta, sper să din toată inima să fie așa, Alba Iulia. O strategie cu mulți ani în urmă. Curățean sau cum ne îl cheamă? Că zis că vai de capul vostru, noroc aveți o dată pe an, 1 decembrie. Da, da, dar cum arată orașul ăla? Habar nu am, că n-am văzut niciodată în Alba Iulia. Mergem vara asta, poate? Vreți să tragem o fugă pe acolo? Ar trebui să facem căutăm un tur. Căutăm sponsor pentru benzină. În rest avem să facem un tur. Am promit eu că filmez. Am cort. Nu merg cu tine cu cortul, îmi pare rău. Trebuie să dorm pe capota mașinii. Tu dormi în cortul tău. A, doar așa, mersi, chiar mă întrebam. Dacă vorei... Da. Ia cu cortul. Da. Și facem un tur al țării, filmăm și să vedem cum arată Alba Iulia, pentru că a avut o strategie pe termen lung și s-a ținut de ea. Deci nu s-a abătut. Dom'le, stai așa o clipă ca vine altcineva la putere și facem altceva. Nu, trebuie finalizată treaba asta. Sunt curios de câte ori au schimbat primarul Alba Iulia. Nu știu, trebuie văzut. Pentru că, uite, încă o chestie. De exemplu, primar, vechiul primar care a fost în 2000-2008, care, din punctul meu de vedere, deci... Da, așa. Așa. E, noul primar care a venit după... Că n-avem... Nu. N-a continuat strategia? Ba da. Cu parcul. Păi puteai să spui la modul general, bre. Nu. Sunt primari care au lăsat o moștenire sau măcar un șantier și a venit următorul primar care a continuat și a mers pe șantierul omului, ceea ce e foarte bine. Dar noi avem ideea asta și am spus că a trebuit brodată pe drapel. Noi o luăm de la zero. De ce? Pentru că dacă ai făcut tu o chestie și din alt partid, pierzi alegerile, vin eu, spun, bă, tot ce a făcut ăla e prost. Trebuie să radem de la zero și cum să s-a supărat, de... Cum s-a supărat Victoraș Ponta că n-a fost chemat la DVS-ul? M-ai omorât, frate. Știi? Nu. De ce? M-ai omorât că hai să lăsăm chestia asta. Pe vremea lui s-a început, când era el... N-a fost invitat ăsta acolo? N-a fost invitat. Nu s-a retras el din politică? Și Cioloș i-a răspuns, domnule, nu eu am făcut invitațiile. Ambasada Statelor Unite. Ambasada Statelor Unite nici măcar drapelul României nu l-a pus vizibil la DVS-ul. De veselu, de veselu? De veselu. De veselu să fie sănătos. Cum, n-au pus A zi... fost un drapel, uite cum stăm noi așa, în spatele scaunelor, o fâșie, dar nu cred că americanii au făcut chestia asta, eu dobit-o cei de români, că urmă ăștia au un spirit în ei, da? Un drapel de, cred că un metru lățime și lungime cât toată scena aia, într-adevăr, era cel mai mare drapel de acolo, singura parte era că era în spatele tuturor, jos, în spatele scaunelor și n-a fost vizibil. A fost drapelul NATO, drapelul Uniunii Europene, drapelul Statelor Unite și... Al României puțin mai jos. Era în spate. Era baza, dar nu se vedea. Băi, tot timpul temelia nu se vede. Temelia nu se vede, dar e foarte importantă. Foarte importantă. Ultimul subiect, cred că ne apropiem cu ce subiect? De el ar fi România la dedul gunoi a Europei sau că ne-au închis ăștia traficul iar în român. Ce mă deranjează mai mult?
Lada de gunoi Europei se referă la haleală, tot ce vine mâncare în supermarketuri și asta. Trebuie să-și facă datoria instituțiile statului care să verifice în permanență calitatea produsului. De la intrarea în țară. Deci nu ajunge pe tarabă și vine cel de la DSV sau DSP. Sau clientul face poză cu telefonul mobil. Da, face clientul analize. Ai văzut chestia cu varză de China? A murit, frate. Ați văzut-o? Nu să fie. Povestește, să fie. Repede. Fotografie, varză de China. Scrie mare pe etichetă, dar o chestie, uite așa lunguță. Varză de China, produsă în... Polonia. În Polonia. Importator direct, nu știu ce, din Budapesta. Bă, dar varza aia, zic, ăsta e exemplu concret al globalizării, adică varza aia ieșea de acolo și spunea how do you do, mâncați-aș, să vorbească varza aia, deja le avea pe toate, înțelegi? Exact. Da, deci mare atenție la ce băgați în voi, vorba tot de pe internet cu țăranul care stă cu roșiile în mână și spune mâncați din astea că altfel murim amândoi, noi de foame și voi de cancer. Da, da. Cum spunea Mircea Dinescu, domnule, ea, dar și spunea cu aproape 20 de ani în urmă, nu înțelegeam pentru că încă nu văzusem așa de multe pe piață roșii de Olanda, spunea el, domnule, dacă o pui pe televizor zici că e bibelou. Da. Nu vin nici muștele la ea. Corect. Rămâne acolo și peste un an e la fel. Ăștia de la DSP de plastic. Au venit, au făcut o razie în Constanța. Am văzut un filmuleț pe internet zilele trecute și chiar vreau să vorbesc cu tine. S-au supărat producătorii. Băi, eu am murit, zic, hai să văd de ce le-au făcut, mă, la producători, s-au supărat aia. Dau să văd clipul. Eu clipurile le văd fără sunet. N-am cum să urmăresc cu sunet, că ia că mi s-au bușit căștile, da? Și urmăresc clipurile de pe internet fără sunet. Dar efectiv am putut să-l aud pe acel producător. Se vedea pe mâinile lui haurite, cam ce producător era. Cum zice, da, că noi n-am făcut nimica, noi n-am furat ei. Avea om niște lăzi, niște tarabe mari cu roșii și cu... El era producător, sigur, pot să pun mâna în foc. Avea documente. Era producător. Da. Păi da, explică-mi, te rog, de unde apar producătorii ăștia? Producători. Că el n-a fost agricultor, el nu e pe câmp. Eu am o teorie legată de treaba asta cu producător și vânzător. Am mers și am vândut cireșe în piață când eram copil cu bunicul meu. Da. Dar a alocat un timp foarte mic pentru vânzare. Ajungeam dimineața la ora 5 în târg la Fălticeni și până la ora 10 eram înapoi acasă. Vindeam repede că n-aveam nici foarte multe. Era un cireș sănătos, frumos, niște cireși extraordinare. Așa. Dar le culegeai tu? Le culegeam eu cu bunicul meu. Deci exista munca ta acolo. Da. Acum este întrebarea că dacă bunicul meu ar fi avut o livadă de cireșe, a mai fi avut noi timpul să stăm să facem și vânzarea când trebuiau culese cireșele respective? Bun, și atunci ce faci? Și atunci, vând unui intermediar. În momentul aceea deja ai crescut prețul. Crește prețul, dar cum să spun, clar că eu nu o să vând cu prețul care am vândut la tarabă. Vând puțin mai jos pentru că îmi scad anumite cheltuieli legate de transport, deplasarea mea acolo. Aici trebuie văzut să nu fie la noi care e treaba. Sunt 5 intermediari. Așa e. Aici e problema. Aici e prețul. Domnule, pentru că ar trebui să fie văzut sau, cum să spun, să fie reglementat prin lege, dacă se poate, că în anumite domenii am văzut că se poate, un anumit adaos comercial care se poate pune produsului. Da, dar nu e infinit. Poți să pui cât vrei tu adaos comercial. Poți să pui, da, așa. Aici este o problemă. Iar cei care sunt la tarabă trebuie să respecte niște reguli destul de stricte. Când vine organul de control, ei trebuie să știe și organul de control poate să-i dea o hârtie înainte. Vezi că în 10 minute venim cu echipa, documentele astea le vrem. Da. Nu le ai, ne spui dacă îl ai cu adevărat. Oricum, noi te legitimăm și am putea să verificăm și asta ar trebui să fie o chestie într-o bază de date, da. Imediat click și văzut. Da, omul cu CNP-ul cu tare are la primăria cu tare. Da, mă, dar un certificat de producător să cumpăr atât de ușor. Știu, dar cum spun, ai cumpărat 500 de metri pătrați într-o comună, da. Și după aceea ai certificatul de producător. Deci nu e o problemă. Dar, deci mie nu mi-e dar eu mă refer la faptul, domnule, stai așa o clipă și să arăți de unde ai achiziționat produsele.
Da? Pentru că s-ar putea pe filiera asta a intermediarilor să apară și câțiva care să trateze cu anumite substanțe periculoase exact. Pentru om. Pentru, de ce? Pentru că având mai mulți intermediari, produsele respective petrec mai mult timp în depozit. Și atunci, ca să nu se strice, vor fi tratate și atunci... Cine și ajungi tu și cumperi de fapt jumate de kil de nu știu ce dracu substanțele doi bani, că și substanțele cu sunt de caustică, cu... Da? Doamnelor și domnilor, multe sunt de vorbit, multe sunt, dar nu mai sunt zilele Romanului, profitați de ele, profitați de soarele care pare că măi, omule, da, o să domine, sper din tot sufletul să rămână. Da, flotări, poate facem recordul și mai vorbim. Ne vedem vinerea viitoare la Retrospectivă. Până atunci, weekend minunat, toate bune! La revedere!